În copilărie eram foarte visătoare, eram foarte jucăușă, tindeam să fiu timidă, tindeam să mă simt că nu știu la fel ca și ceilalți copii sau mi-a fost un pic dificil să mă integrez din punct de vedere educațional. Asta am simțit-o un pic ca o parte dificilă. Cred că m-aș întoarce în adolescență. Adolescența e o perioadă atât de provocatoare în viața tuturor. Și i-aș da un sfat Cristinei de a se implica mai mult în activități de voluntariat pe care poate trebuia să le caut ceva mai mult decât caut acum copiii, ziua ștafetei. Ziua ștafetei e o inițiativă foarte frumoasă a fundației noastre. E de 10 ani. Inițiativă în care copiii experimentează meseria visată. Și mie asta mi-a plăcut la nebunie și cred că poate să deschidă copiilor orizonturi noi, în companii, în variate profesii pe care să le experimenteze și să știe mai bine apoi ce își doresc.